Salutare tuturor! Astăzi avem mai multe subiecte interesante. Comentăm despre cum, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, comandamentul rusesc nu și-a învățat nici acum lecțiile din pierderile imense și despre cum au reușit ucrainenii să arunce în aer aerodromul rusesc de la Sakhi, Crimea. Institutul pentru Studiul Războiului a analizat asaltul rusesc și susține că comandamentul rusesc nu și-a învățat lecțiile. Armata rusă încearcă să recâștige inițiativa pe câmpul de luptă și să obțină victorii rapide cu ajutorul unei manevre mecanizate. Atacurile frontale de amploare indică faptul că comandamentul militar rus nu și-a învățat pe deplin lecțiile despre dificultățile de manevră mecanizată pe câmpul de luptă aproape transparent din Ucraina. Analiștii militari consideră că disponibilitatea comandamentului militar rus de a cheltui un număr mare de vehicule blindate în misiuni tactice limitate reflectă o planificare operațională slabă pe termen lung. Institutul pentru Studiul Războiului a remarcat că restricțiile asupra echipamentelor rusești pe termen mediu și lung ar face ca astfel de atacuri mecanizate eșuate să devină mai scumpe în timp. Armata rusă se bazează foarte mult pe reaprovizionarea armelor și echipamentelor militare din epoca sovietică, în special vehicule blindate pentru a menține ritmul operațiunilor sale ofensive în Ucraina. Guvernul rus va trebui probabil să mobilizeze în continuare economia rusă și industria de apărare dacă armata rusă intenționează să-și mențină ritmul actual de operațiuni pe termen mediu și lung, deoarece Rusia își epuizează stocurile limitate sovietice, dar nu este clar încă dacă industria rusă de apărare va putea produce un număr suficient de vehicule care a rezistat la rate mari de pierderi de echipamente, chiar dacă se realizează o mobilizare economică suplimentară. Organizația ucraineană Front Intelligence Insight a declarat pe 25 iulie că a observat că trupele ruse deplasau sute de echipamente, majoritatea vehicule blindate vechi, recondiționate, cum ar fi tancurile T-62 și T-55 în față, în iunie și la începutul lunii iulie. Aceste tancuri sunt de 60-70 de ani. Front Intelligence Insight a remarcat că aceste vehicule recondiționate nu au apărut încă pe câmpul de luptă și a estimat că Rusia s-ar putea pregăti să le folosească la sfârșitul anului 2024. Front Intelligence Insight a raportat că documentele interne rusești indică faptul că tancurile rusești avariate în ultimele 6 luni din ianuarie 2024 așteaptă piese de schimb și că lipsa generalizată a motoarelor a dus la o utilizare sporită a tancurilor mai moderne T-80 pentru lucrări de reparații. Ziua 884 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de astăzi, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 572.300 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 950 de militari, 7 tancuri, 11 vehicule blindate de luptă și 36 de sisteme de artilerie. Subiectul principal al știrilor de astăzi îl reprezintă: în Crimea au răsunat explozii, aerodromul Sakhi este în flăcări și se aud detonarea muniției. Vă aștept să vă expuneți părerile, să comentați pe marginea subiectelor pe care le considerați importante. O amenințare balistică a fost declarată în Crimea joi spre vineri noapte. S-au auzit explozii la Novofedorivka, în zona Okunivka și Simferopol. Sursa: canalul Telegram Vântul Crimeei. Locuitorii au raportat un incendiu la aerodromul Sakhi din Novofedorivka, iar acolo s-au auzit și detonarea muniției. În plus, s-au auzit explozii puternice în regiunea Okunivka și în Simferopol. La Simferopol, autoritățile locale au raportat un atac al unui vehicul aerian fără pilot. Țineți aproape, pentru că benzina rușilor este pe terminate, cam într-o lună, și atunci vor umbla după pace.
Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta!